Urmează a se face pronunțarea în dosarul aflat pe lista de ședință din cadrul Tribunalului Dâmbovița, înregistrat sub numărul 3629-232/2013. Soluția este minuta deciziei penale 32 din 28 februarie 2014. Instanța a respins ca nefondat apelul declarat de Ministerul Public, parchetul de pe lângă Înalta Curte Casației și Justiție, Direcția Națională Anticorupție, Serviciu Teritorial Ploiești, împotriva sentinței penale 1144 din 19.12.2013, pronunțată de judecătoria Găiești în dosarul penal 3629/232/2013. Cheltuielile judiciare avansate de stat cu procesul penal rămân în sarcina statului, definitivă, potrivit dispozițiilor a 520-552 alin 1 cod procedură penală. Da, urmarea pronunțării deciziei de astăzi, prin respingerea apelului formulat de către Direcția Națională Anticorupție, domnul Babiuc va fi pus în libertate. Decizia e definitivă și imediat ce va fi comunicat de către instanță penitenciarului Găiești, va fi pus în executare. De astăzi este un om liber. Vă așteptați la asemenea sentință? Am apreciat că recursul, că apelul formulat de către, DNA este nefondat, iar instanța a îmbrățișat motivele noastre, prin urmare, e o soluție corectă, apelul trebuia respins. Nu l-ați anunțat? Știți și cum a reacționat domnul Babiuc? Nu l-am anunțat încă, voi merge însă acum la penitenciar pentru a-l lua acasă. Cine merge la familie? Cine l-așteaptă? Familia, soția dumnealui și cu copiii. Cum a suportat detenția? Vă dați seama, ca orice perioadă în afara libertății, e greu suportabilă pentru orice persoană. Are probleme de sănătate? Sigur, are probleme de sănătate, are 76 de ani, a reușit să țină sub observație toate problemele de sănătate, a trecut printr-o experiență neplăcută, acum, slavă Domnului, e liber. Mihai Furtuna, avocatul domnului Babiuc.